Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Dragii mei, frați și surori, iubită biserică din locul acesta, mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine. Dacă mă întreba acum 2 săptămâni și îmi spunea cineva că peste 2 săptămâni vei predica la Londra, la Biserica Maranata, nu știu dacă aveam credință suficientă ca să spun că da. Dar fiindcă Dumnezeu m-a învrednicit și suntem în locul acesta, slăvim și-L binecuvântăm pe Domnul. Mulțumim că v-ați rugat pentru mine, Dumnezeu să vă răsplătească, aduc salutul fraților din Londra. Cuvântul Maranata, Domnul nostru vine, putem același nume de biserică, Biserica Maranata Londra, Lozna, pardon, dumneavoastră sunteți Londra, cuvinte asemănătoare, dar departe unul de altul și diferență mare. Domnul să vă binecuvinteze și să ne întărească pe toți, să putem să ne luptăm, să-L așteptăm pe Domnul. De asemenea, mă bucur că sunt la binecuvântare de copii și pentru mine a 10-a binecuvântare la nepot înseamnă ceva important. Dumnezeu să binecuvinteze toți copilașii care sunt aduși la binecuvântare și nu numai. Și Dumnezeu să le binecuvinteze pe toți. Amin. În legătură cu aceasta, ceea ce s-a citit din cuvântul Domnului din Marcu, din capitolul 10, cuvinte foarte importante care privesc binecuvântarea copiilor, scurte și cuprinzătoare, care învață și arată mult în ceea ce privește familia și copiii. Alături de aceasta vreau să mai citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură, de la cartea Genesei, capitolul 33, doar 3 versete. Să citesc în numele Domnului, pagina în Biblie 37, dumneavoastră rămâneți așa, citim cuvântul Domnului și ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea cuvânt în ziua aceasta, în locul acesta. Iacov a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Lea, Rahela și cele 2 roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor, s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori, până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Amin. Dragii mei, frați și surori, cuvântul de binecuvântare este un cuvânt frumos. Dacă în anii tinereții mele se folosea cuvântul Domnul să te binecuvinteze doar în adunare, printre frați, printre cei ce credeau în Domnul Iisus Hristos, era o mare bucurie să-L pronunți și o mare bucurie să-L ascult. Și foarte mulți care au înțeles cuvântul Domnului și atunci și astăzi umblă după binecuvântările Domnului. Și eu în ziua aceasta și toată viața mă străduiesc să alerg după binecuvântările Domnului. Cea mai mare binecuvântare a Domnului este că L-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și-L slăvim și-L binecuvântăm pe Domnul. Dar rămân surprins că în vremea de astăzi, după ce a trecut comunismul în România, după câteva zeci de ani, foarte mulți oameni care nu-L cunosc prea bine pe Dumnezeu pot să spună și știu ce înseamnă Domnul să te binecuvinteze. Și când îi spui Domnul să te binecuvinteze, El spune sus și tare, amin. Și dorește să fie binecuvântat de Domnul. Asta înseamnă mult pentru oameni. Însă vreau să vă spun, dragii mei, frați și surori și iubiți prieteni care suntem în locul acesta, binecuvântarea nu este doar un cuvânt rostit. Și binecuvântarea este o trăire de bucurie înaintea Domnului. Dați-mi voie să numesc astfel astăzi. Cu toate că în viața asta nimeni nu este scutit de necazuri, de probleme, de greutăți. Dar cei ce se încred în Domnul
bucurie că binecuvântarea Domnului este o viață trăită cu bucurie înaintea Domnului. Lăudați să fie Domnul! Odată că am auzit la rugăciune îndemnul să ne rugăm pentru frați care trec prin încercări și nu-i ușor, prin greutăți, prin necazuri, prin probleme, prin suferință. Toți cei care trec prin necazuri, prin probleme și suferință, la urmă pot să binecuvinteze pe Domnul. Lăudați să fie Domnul! Și m-am bucurat că și familiile care au adus copiii la binecuvântare astăzi au văzut mâna și binecuvântarea Domnului până în prezent. Dar doresc ca Domnul să-și întindă în continuare mâna și să binecuvinteze. Cuvântul vorbit și citit în ziua aceasta din Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versete scurte, dar așa cum am spus, cuprinzătoare, spunea Domnul Iisus Hristos, lăsați copilașii să vină la mine și nu îi opriți. Dacă ne uităm la acest cuvânt al Domnului, atunci era un lucru care s-a petrecut. Niște părinți voiau să aducă la Domnul Iisus Hristos copiii, la Domnul Iisus. Ucenicii, oamenii ocupați cu lucrurile mari, cu lucrurile mai, așa, mai capabile și mai înțelepte, ca să spun așa, copiii tratau așa cu un pic de indiferență și spuneau că nu toate lucrurile sunt pentru copii. Dar Domnul Iisus Hristos a pronunțat un cuvânt și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-l opriți. Și în cuvântul acesta înțelegem foarte mult. Dacă stăm să vorbim ce înseamnă ca să lăsăm copilașii să vină la Domnul, putem să înțelegem de la faptul de a lăsa copiii să se nască în familie, să pornim chiar de acolo, de a lăsa copiii să vină în familie, că și asta este o întrebuințare în vremea asta care oamenii o folosesc, dacă nu se tem de multe lucruri de pe pământul acesta, foarte multe familii se tem de copii. Dacă nu se tem de evenimente, de războaie, de lucruri foarte grele care vin pe pământul acesta, foarte multe familii din lumea asta, se tem de familii mari și de copii. Aș dori ca Biserica Domnului să nu se teamă de lucrul acesta. Și să vadă în lucrarea aceasta o binecuvântare de la Domnul. În Vechiul Testament, și oamenii care au trăit pe pământul acesta, și nu numai în Vechiul Testament, vreau să vă spun că chiar când eram în copilărie, oameni care nu erau credincioși așa cum suntem noi, penticostali cu frică de Domnul, sau evanghelici chiar cu frică de Domnul, oameni care s-au temut de Domnul și nu s-au temut de familii mari. Și avem printre cunoscuți, printre prieteni, familii de la ortodoși cu 12 copii, cu 7, cu 8 copii. Veneau copiii cu grămada la școală și astăzi s-au împuținat foarte mult. E adevărat, pentru noi credem de ce s-au împuținat. Pentru copiii noștri sunt la Londra. Copiii care trebuie să alege prin satele noastre sunt la Londra. Aici se mulțesc școlile de aici. Dar asta e binecuvântarea Domnului. Însă în vremea asta, și printre oamenii care zic că se tem de Domnul, există frica asta de copii. Ce o să fac? Ce o să le dau de mâncare? Cum o să-i port? Cum o să-i port la școală? Cum o să mă îngrijesc de ei? Este o frică de ziua de mâine și vreau să vă spun că asta nu-i de la Domnul. Asta nu-i de la Domnul. Când Domnul Iisus Hristos spune, lăsați copilașii să vină la mine, pornește chiar de acolo, de a lăsa copiii să vină în familie. Vreau să vă spun ca omul care am câțiva copii prin harul Domnului, fiecare copil se naște cu binecuvântarea lui pământească și sufletească. Niciunul nu are de foame. Niciunul nu este dezbrăcat. În vremea când eram eu tânăr, am auzit o lucrare de la Domnul și care s-a împlinit. Aveam 20 și ceva de ani, încă nu eram căsătorit. Și eram prin Brașov și a venit o lucrare de la Domnul. Așa au fost venit niște frați din Anglia, un frate din
Fiina și o frate din Grecia s-au unit și au venit la Brașov acolo și au vestit cuvântul Domnului și au avut și o lucrare din partea Domnului. Și-o zis așa, pentru România au vorbit cuvântul Domnului așa, vine vremea că vor veni mari greutăți peste țara aceasta, dar voi porunci străinilor să vă îmbrace și să vă hrănească copiii. Am gândit, Doamne, cum se va întâmpla lucrul acesta? Ce se va întâmpla? Și-o venit timpul când după Revoluție Dumnezeu a făcut așa, au porunci străinilor prin diferite legi să vină să aducă multe ajutoare în România și toate familiile cu copii, cu greutăți, cu necazuri, au putut ca să-și crească copiii, să-i îmbrace și să ajungă oameni maturi și să poată să-L slujească pe Dumnezeu fără frică, încredințați că Domnul poartă de grijă. Ceea ce este important pentru familiile credincioșilor este să ne încredem în Dumnezeu. Nimeni, dacă pornim de la căsătorie, nimeni n-ar trebui să se căsătorească dacă nu are credință în Dumnezeu. Nimeni n-ar trebui să se căsătorească dacă nu are credință că Dumnezeu îi ajută. Și poate tinerii zâmbesc, zice, băi, oare de asta nu mă căsătoresc eu? Dar Dumnezeu să dea credință tuturor tinerilor care încă nu se căsătoresc. Ei trebuie să se căsătorească prin credință și dacă te-ai căsătorit. Vreau să vă spun că e nevoie de credință în continuare, că noi nu putem face multe lucruri pe pământul acesta. Așa cum am spus, 2 săptămâni înainte eram nebună și dacă vreți să vă spun că asta e prima predică care o fac după boală. Nu îmi spunea nimeni, bă, prima predică o să predici la Londra. Duminica trecută am participat la cina Domnului și alții au slujit și frații m-au pus să mulțumesc Domnului că s-au rugat pentru mine la biserică la noi. Și am mulțumit Domnului că pot face lucrul acesta. Lăudați să fie Domnul! Dar am avut credință că Dumnezeu ne-a vestit prin Duhul Sfânt, iar revin la lucrările Domnului. Că vei trece prin suferință, dar să nu te temi că tot eu, Domnul, te voi izbăni. Și nu va fi lucru. Lăuda să fie Domnul. Dragii mei, a te încrede în Dumnezeu e mare lucru. Nu contează ce lucrezi. Nu contează ce cunoști, ce meserie cunoști. Nu contează cât ai învățat sau cât ai putut să înveți. E posibil să poți învăța mult sau puțin. Nu contează cât cunoști și contează cât te încrezi în Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Apoi vreau să vă spun că prin toate acestea Dumnezeu este la lucru prin Duhul Sfânt. Dacă te încrezi în Dumnezeu și dacă ne încredem în Dumnezeu, Dumnezeu ne ia de mână. Și ne și spune ce avem de făcut. Ne și spune să ne încredem în El, să nu ne temem, să mergem personal. Chiar dacă cuvântul Domnului ne spune de multe ori nu te temi. De foarte multe ori există să nu te temi. Dar noi auzim cuvântul Domnului și uneori mi se pare că nu a fost oprit. Dacă îți spune Duhul Sfânt înainte despre niște lucruri care ai să le petreci, și apoi îți spune, nu te teme că Domnul va fi cu tine, nu te încrezi mai mult în Domnul. Lăudați să fie Domnul. Și ăsta nu-i meritul nostru. Ăsta e harul și îndurarea Domnului. De asta îl slăvesc pe Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a așezat în Biserica Pentecostală botezată cu Duhul Sfânt. Pentru că aici Duhul Sfânt este la lucru ca să întărească, să învioreze, să dea biruință și să dea putere lucrare pe Domnul acesta. Însă, dragii mei, fraților, vreau să vă mai spun un lucru. Binecuvântarea nu stă numai în lucrurile acestea materiale pe care noi le trăim și care ne place să le avem. Și nu e rău să le avem. Binecuvântarea Domnului, vreau să vă spun că stă în primul rând în puterea pe care ne-o dă Dumnezeu să-L slujim pe El. Și în nădejdea care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre ca să fim mântuiți, lăudați să fie numele Domnului. Și ne uităm în Scriptură în direcția asta și vedem că înaintașii noștri n-au avut parte de aceleași condiții ca și noi. În adunări, să stăm lejeri pe scaune tapițate. N-au avut parte de aceleași condiții ca și noi.
Să slăvim pe Domnul, să fim auziți cu microfoane, să lăudăm pe Domnul înconjurați de cântări de laudă. Și au suferit, au fost batjocoriți, au umblat, poate fugari dintr-o cetate în alta, pentru că n-au fost primiți de oameni ca să asculte cuvântul Domnului și totuși au fost binecuvântați de Domnul cu viață veșnică, lăudat să fie numele Domnului. Dacă celelalte binecuvântări ne lipsesc de pe pământul acesta, facă Domnul să fim binecuvântați cu toții cu viața veșnică. Lăudat să fie Domnul! Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în direcția asta. Dragii mei, frați și surori, de asta Domnul Iisus Hristos o zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Apoi vreau să vă spun, dacă aducem copiii noștri la adunare, este un semn că îi lăsăm să vină la Domnul. Chiar dacă sunt mai călăcioși, mai fac călăcie, mai umblă încoace și încolo, dar aici tot ascultă un cuvânt de la Domnul. Și aici Dumnezeu binecuvintează, lăudat să fie numele Domnului. Nouă ni se pare că copiii nu bagă în seamă. Nouă ni se pare că copiii n-ascultă, dar vreau să vă spun, observați dumneavoastră, stați de vorbă cu oamenii mari în casă când vă vine un musafir și copiii aleargă, încoace și încolo, se trântesc unul altul, cad jos și plâng. Dar la urmă spune, tata, dar ce-o zis nenea care-o venit? Ce înseamnă cuvântul ăsta care l-o zis nenea? Dar parcă te gândești, bă, dar tu nu erai atent. Ne-au prins cuvântul din zbor. Credeți dumneavoastră că copiii nu prind nimic în adunare? Ba da, prind și Dumnezeu să ne ajute să-i aducem în adunare. Și apoi vreau să vă spun, prin atitudinea noastră în casă, prin purtarea noastră în casă, prin ceea ce vorbim cu soțiile noastre, prin comportamentul nostru, prin dragostea noastră care o arătăm în familia noastră, noi putem să lăsăm sau să împiedicăm copiii noștri să vină la Domnul. Dacă în casele noastre obișnuim să fie ceartă mereu, copiii asta văd. Și este o piedică ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Spune, tata e pocăit, mama e pocăită, dar să ceartă mereu. Și pleacă din casă cu un gust amar și spun, n-aș vrea ca în casa mea să fie așa. Dumnezeu să ne binecuvinteze și lucrurile sunt. Merg foarte mult în direcția asta. Dar vreau ca Dumnezeu să vă mulțească în direcția asta cuvântul Domnului. Să ne ajute să înțelegem ce înseamnă să lăsăm copiii să vină la Domnul. Domnul să ne ajute în direcția asta. Și am citit și cuvântul ăsta din Vechiul Testament. Vând în vedere că timpul din ziua aceasta este foarte aglomerat. Dar vreau să mă rog Domnului ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt. Ceea ce vorbesc eu și ceea ce Dumnezeu mi-a dat înțelepciune și har în dimineața asta să vorbesc. Dumnezeu să mulțească mințile dumneavoastră și să facă ca cuvântul auzit să fie roditor și să aducă rod în viața de familie, între copii, între credincioșii din biserică și Domnul să fie slăvit. Și am citit aici din Genesa cuvântul Domnului referitor la Iacob, după ce a stat la Laban și după ce Dumnezeu l-a binecuvântat cu lucrurile materiale pe pământul acesta, el s-a întors și trebuia să stea față în față cu Esau. Chiar dacă Esau era fratele lui, el a văzut totuși în Esau o primejdie. Pentru că cândva nu s-a purtat frumos cu Esau, deși era singurul frate al lui. Și o trebuie să stea față în față cu Esau. Să gândea el, oare cum voi ieși? Oare va fi bine? Oare va fi rău? Oare Esau cu 400 de oameni va începe lupta cu mine? Se gândea el și citim din Vechiul Testament mai înainte textul acesta. Dar Esau și-a făcut un calcul foarte bine gândit. Și-a observat dumneavoastră și am citit. O făcut și-a lăsat toate lucrurile așa aranjate cum le-a gândit el. Dar și-a așezat soțiile și copiii în fiecare cu copiii lor și apoi el însuși o trecut înaintea lor. Ce înseamnă lucrul acesta? Eu văd în lucrul acesta că Iacov s-a gândit așa. Eu sunt responsabil de familia mea.
Dumnezeu mi-a dat o binecuvântare pământească, turne, avere, dar mi-a dat și copii, mi-a dat și soții și aș vrea să le reprezint eu. Nu să le scot în față pe ei, nu să-i scot în față pe ei. Nu să merg eu în urma lor, ca nu cumva să mi se întâmple ceva rău. Și trebuie să merg eu în față, să stau față în față cu Esau, omul pe care l-am jignit. Omul pe care l-am supărat, fratele meu. Va trebui să stau față în față cu el. Așa aș fi făcut. Ce înseamnă asta, dragi frate și surori, pentru noi în ziua de astăzi? Ca părinți, ca tați în primul rând, și apoi ca mame, suntem puși să stăm în fața copiilor noștri. Copiii noștri, atunci când sunt mici, nu sunt o apărare pentru noi. Copiii noștri, atunci când sunt mici, nu sunt o salvare pentru noi. Și noi trebuie să fim salvare pentru ei. Noi trebuie să fim o apărare pentru ei, să fim gata să luptăm. Dacă e vorba cu munca, dacă e vorba cu rugăciunile, dacă e vorba cu genunchii, să fim gata să luptăm pentru copiii noștri. Domnul să ne ajute în direcția asta. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa a făcut Iacov. El s-a pus înainte să lupte pe genunchi, în finare, înaintea și în smerenie, înaintea fratelui său Esau, ca dacă cumva Esau vine cu inimă rea, să poate să-i salveze. Și Dumnezeu i-a dat mari biruințe. Dacă vreți să aveți biruință în familie, dacă vreți să aveți biruință cu copiii, mergeți înaintea Domnului. Mergeți înaintea primejdiilor, în fața copiilor voștri. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și încep să văd, și am văzut și în dimineața aceasta, familii care s-au rugat cu Dumnezeu și au cerut biruință de la Domnul atunci când medicii n-au dat șanse. Dumnezeu este Cel care dă biruință. Asta înseamnă să mergi înaintea Domnului. Asta înseamnă să mijlocești înaintea Domnului și să rogi pe Domnul. Domnul să revine cu binecuvânteze în direcția asta, dragi fraților. Pentru că în vremea asta este o vreme atât de rea pentru familii. Oamenii, familiile se bucură mai mult de un animal decât de un copil. Oamenii din lumea aceasta atât de mult s-au stricat și atât de mult s-au depărtat de Dumnezeu că nu mai văd în copii o binecuvântare. Nu mai văd în copii o continuitate, ba încă merg până acolo la lucruri foarte scurcate și mă întristează pe Dumnezeu, chiar și în ceea ce privește familia. Dumnezeu să păzească biserica Lui în vremea asta de asemenea Duhului. Dacă cuvântul Domnului a spus la început, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, în vremea asta oamenii se tem foarte mult ca să crească copii. Și foarte mulți oameni, vreau să vă spun, și este un lucru foarte real, foarte mulți oameni și foarte multe femei au făcut multe cărți pentru educarea copiilor și ei n-au crescut niciodată măcar un copil. Niciodată n-au ținut în brață măcar un copil să vadă cum plânge copil. De ce plânge? Ce-l doare? Niciodată n-au crescut, n-au ținut în brață un copil. Și-au făcut cărți și fac seminarii pentru creșterea și educarea copiilor. Nu mi se pare anormal? Oare teoriile ne cresc nouă copii? Oare filozofiile ne fac copiii noștri ca să fie sănătoși din punct de vedere duhovnicești? Duhovnicesc? Vreau să vă spun că nu. Biblia poate să facă copiii noștri să fie duhovnicești. Apropierea de Dumnezeu cu casele noastre, cu familiile noastre, pot să facă copiii noștri să fie duhovnicești. Și vedem mărturii foarte frumoase în direcția asta. Cunosc o familie cu mai mulți copii și care una din fete a ajuns să studieze mult și să cunoască mult și când a terminat facultatea, a fost prima
din cei 400 de studenți de la o facultate. Și când i s-a dat cuvântul ca să vorbească și ea, o zis așa: mulțumesc lui Dumnezeu care mi-a dat înțelepciune. Ăsta e un har de la Dumnezeu. Toți s-au uitat unul la altul și au zis: bă, dar suntem atâția profesori, decani aici, de ce nu mulțumim toate profesorii? Și apoi zis: mulțumesc părinților care m-au ajutat și la întâlnirea rând, mulțumesc profesorilor care au fost alături de mine și m-au ajutat. Și apoi decanul facultății a zis așa: știți care este începutul înțelepciunii? Erau acolo poate 1500 de oameni care ascultau, părinți, invitați acolo la festivitate de încheiere, și au zis așa: începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. De ce? Pentru că o studentă a știut să fie mărturie înaintea profesorilor, a studenților și-au fost crescută într-o casă de oameni credincioși. Lăudat să fie Domnul! Poate Dumnezeu să facă așa cu un om credincios? Domnul să fie slăvit! Dar vreau să vă spun, chiar dacă nu s-a ajunge până într-acolo, ca să fie cineva primul, ca să fie cineva în top cu știința și cu toate lucrurile și să-L și mărturisească pe Dumnezeu la nivelul la care suntem, la locul care suntem copii, părinți și toți care suntem în locul acesta, putem să-L slăvim pe Domnul, că Domnul și frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și biserica și Sfânta Scriptură este cartea care a educat mulți oameni, care a educat mulți copii și care educă mulți copii. Lăudat să fie Domnul! Facă Domnul ca copiii noștri, nepoții noștri, copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră, să fie și să-i ajutăm să fie educați de Cuvântul lui Dumnezeu, să crească în credință în numele Domnului, să știe că Biserica lui Dumnezeu este locul unde Dumnezeu vorbește, să știe că locul de rugăciune este locul unde Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt. Acolo oamenii primesc un cuvânt de la Domnul, acolo oamenii primesc putere de la Dumnezeu, acolo oamenii primesc înțelepciune de la Dumnezeu, acolo oamenii primesc tărie și în orice împrejurare a vieții pot să știe și să cunoască. Sunt singur în Londra, sunt singur în New York, sunt singur în București, sunt singur și părinții mei sunt departe, biserica este departe, dar Domnul este cu mine. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul și Domnul să ne ajute pe toți în direcția asta. Amin.